bochet de flori de la o expeditoare anonimă a aruncat gaz pe focul ce arde mugnit în cuplul Ștefan-Claudia. Să nu spui că e Loredana, că mă tai toată! Unde scrie pentru Ștefan de la o prietenă? Doar atât? Păi da, mă, du-te și mulțumește. Ghiși cine e prietena asta? Nu știu. Ștefan, cine e prietena asta? Nu știu. Tu, că ești mai mică, lăsă-ți. Ștefan, cine e prietena? Nu știu, de... Gata, acum ne despărțim pe bune. Hai, du-te și pune la cameră, că îi mulțumești frumos. Îi mulțumesc frumos? La cameră, du-te. La cameră îi mulțumesc frumos. Du-te, spune, zi. Sunt și disponibil și free. Hai, pa. Nu te cred, mă! Nu te cred. De data asta chiar vorbesc serios. E doar prietena. E prietena după care suferi tu și pleci noaptea. Și dacă ar fi ea. Nu, m-ar interesa, sincer zic. Hai să lăsăm lucrurile la o parte. Gluma e glumă, șaga e șaga. Hai, spune-mi o dată. Așadar, buchetul de flori s-a dovedit a fi pretextul de care avea nevoie Claudia pentru a pune în aplicare un plan. Bine, Ștefan, hai, zi. Ce zi? Ce vrei să mă părăsești? Vrei tu sau eu? Hai. Nu, eu te întreb. Tu sau eu, cine vrei? Vrei să mă părăsești? Mm-hmm. De ce? Că vrei să-mi dai papuci? Nu știi cum să-mi dai? Nu, Ștefan, nu există că îți dau papuci. Nu recunoaște! Eu nu vreau să-ți dau papuci, Ștefan. Eu vreau să ne despărțim. Ce? Amiabil. Cum vrei tu. Eu vreau acasă. Iar dacă este să fie ceva într-un va fi afară. Eu aici nu mai vreau nimic. Planul fiind acela de a se despărți de Ștefan pentru a putea fi eliminată din concurs. Explicația? Pentru că în momentul în care suntem în cuplu nu se va putea. Adelie s-a plecat. Dar dacă tu asta îți dorești și e decizia ta, eu cu părere de rău, până la urmă, ce pot să fac decât să-ți o accept, nu? Eu cred că o să fie bine afară. Eu o să te caut. Dar par că văd că nu o să răspunzi la telefon. Vreau să știu ce e în inimioara ta acum. Ce, să fiu o dezamăgire? Eu îmi doresc doar atât, să ies din casă. Da, mă, Claudia, eu dacă ajung să țin la o persoană, nu mă gândesc nici măcar o secundă. O secundă să ies afară. Ți-am aruncat anumite lucruri cu doamna X. Dă-mi tu altă variantă în care eu să pot să ies de aici. Hai să ieșim împreună. Ia-mă de mână, hai să ieșim. De această dată e altfel. Claudia așteaptă o decizie ce trebuie luată mai întâi de toate cu inima. Iar Ștefan pare înfrânt. Crezi că m-am folosit de tine până acum? Nu știu, Claudia, dacă te-ai folosit, tu știi. Eu aș vrea să cred că nu. Uite-mi pe Clau. Ochii mei nu spun nimic. Ba, ok, probabil că spun, dar în mintea... Nu știu ce e în mintea ta, în inima ta, până la urmă, nu știu. Zic că nu le-ai făcut cu un interes, că sunt sigur că tu ai ținut. Dar a fost... Am. Da, păi te-ai gândit tu mai bine, le-ai pus cap la cap și vis, mă, ai făcut o balanță și a fost mai mult înspre... Nu. Tu știi mai bine. Dacă ai putea să dai timp înapoi, ce ai face? Nu m-ai șmat așa de absolut nicio persoană. Fii-mă fericită și bucură-te că poate să reușești să mută, să pleci. Și dacă nu pleci, ce fac, Ștefan? Ce să fii? Nu știu. Ce facem? Ne evităm prin casă? Ce facem? Tu ai ales să ne despărțim într-un fel sau altul ca să poți să pleci. Da, e nevoie de o discuție mai amplă pentru că eu, sincer să fiu, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Florile au fost un pretext sau un motiv? Nu, n-a fost niciun pretext, niciun motiv. A fost, pur și simplu, eu simțeam asta de înainte cu o zi, având în vedere materialele sau, mă rog, susținătorii și ceea ce s-a spus de afară. Păi tu trăiești cu susținătorii? Nu, tocmai asta vreau să spun. Pot să înțeleg îngrijorarea legată de părinții tăi? Vreau doar să spun că toate tensiunile care s-au adunat aici în casă m-au pus pe mine pe gânduri și am stat și am recitit scrisorile de acasă, am încercat să înțeleg de ce mama mea are o altă părere față de cea care mi-a dat o scrisoare, pentru că a dat contrariu la telefon. Încercam să văd de ce prietena mea s-a schimbat în felul ăsta de a ajuns să îmi vorbească așa, încercam să văd ce se întâmplă, credeam că e chestia de fanatic, de ceva mai mult decât o emisiune și practic nu mă vedeau pe mine ca exact cum eram acasă și îmi spuneau că sunt ca și acasă, să nu mai fiu așa, că nu toată lumea e așa cu mine cum sunt ei acasă,
Și am încercat să pun toate lucrurile acestea în balanță. Nu-mi doresc să fac, n-am fost niciodată certată cu ai mei și cu atât mai puțin să se bage în relația mea. Niciodată nu m-au contrazis în ideea de nu-mi place de X sau așa. Stop. Pot să mă gândesc că poate fi un tertip al tău doar ca să încerci să forțezi o eliminare mâine? Nu. Îmi doresc din tot sufletul să merg acasă. Nu este o chestie de a... Ci pur și simplu îmi doresc, iar dacă este să fie ceea ce... Dacă ar fi să simtă și el mai mult decât a spus, cu siguranță eu aș putea ieși acum cu el de mână. Ștefan. Da? Ești devastat după despărțirea asta? Ai dormit azi noapte? Da, am dormit chiar foarte bine. Da, și din totuși toate... Totuși un pic nefiresc comportamentul ăsta al tău? Nu, pentru adică că... poate să-ți treacă așa dintr-o zis dată. Marța trecută, când am spus că nu o să am încredere în Claudia. Da. Și am spus și de ce. Pentru că ea o să fie foarte influențată afară. Și s-a și văzut. N-a trecut o săptămână și a început să își pună... să citească scrisori, să recitească scrisorile și tu poți să spună stai să ne despărțim, că trebuie să plec. Și de asta zic, mă bucur că tot timpul am simțit dinainte. Și eu deja am pus asem niște bareme de săptămâna trecută. Nu mai eram, adică, foarte apropiat de Claudia. Niște bariere. Da, niște bariere. Nu mai era foarte apropiat de Claudia. Pentru că aveam o teamă. Și ai simțit asta, Claudia? Uite că am avut dreptate. Nu. Eu nu pot, de câteva zile nu pot să cu gândul că mama mea este supărată și faptul că mi-a spus, când am întrebat-o ce face, mi-a spus că plânge. Pe mine mă cam dor aceste cuvinte și încep totul să încerc doar să înțeleg ce se întâmplă. De-aia am și întrebat ce se vede acasă. De ce nu mă cunosc pe mine cum sunt eu? Pentru că eu nu mă văd schimbată, eu nu mă simt schimbată. În schimb, probabil afară se vede altceva. Ce poate să se vadă? Nu știu, eu vedeam pe... De ce faceți voi aici? Adică, nu știu, de interpretări vorbesc. Poate doar să vadă ceva ce nu vezi tu. Ceva din casa băieților, niște discuții ale lui Ștefan. Cum se raportează la tine atunci când vorbește cu băieții. Da, dar nu am înțeles de ce... Atunci când spun, ok, uite, îți dăm un sfat, vezi că se întâmplă anumite lucruri dincolo și nu este pentru tine, de ce ar ajunge la jigniri? Asta nu am înțeles. E să te explice el. Eu? Păi cine? Păi eu am... De mine vorbește. Nu, vorbeam de... Nu vorbeam de mine, de prietena care a jignit, unde mine? De unde ai primit florile, ca să ne întoarcem un pic? Nu știu, de la o prietenă scrie acolo. Și scrisoare? N-am primit scrisoare. Ai primit? N-am primit. Ai primit? Păi atunci o aduc, dar de unde o aduc, că nu am.